Bună seara, sunt Natalia Chertenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. De mai bine de un an, Natalia Pancu din Cismea, Orhei, bate cărările procuraturii ca să îi se facă dreptate pentru moartea tatălui său. Procurorul ne-a spus că noi nu putem să dăm la judecată. Într-o seară de noiembrie, tatăl femeii se întorcea de la muncă din Orhei cu microbuzul. Bărbatul a coborât din transport pe șosea, în apropiere de satul Cismea, și a încercat să traverseze strada, când a fost lovit de o mașină. Prima mașină l-a lovit, care vine despre Bălți. Mașină cu prițep, care duce materiale, construcție. Lovit de mașină, corpul bărbatului a fost aruncat pe banda de contrasens. Dacă el a fost la expertiză și el a fost format, capul format, picioarele formate, mâinile formate. La doar câteva minute de la prima lovitură, bărbatul a ajuns sub roțile unui alt automobil. Când mi-a spus că tata a decedat, parcă nu vinea a crede. De atunci, rudele bărbatului decedat luptă pentru ca cei vinovați de moartea lui să fie trași la răspundere. Ei se plâng pe oamenii legii, care, după părerea lor, nu se grăbesc să rezolve cazul. Închis omul, s-a închis dosarul și asta e tot. Cum s-a întâmplat tragedia? De ce niciunul dintre șoferii implicați în accident nu a fost pedepsit așa cum cere familia bărbatului decedat? Ce argumente au ei în apărarea sa? Cum comentează oamenii legii acest caz? Dar și de ce soția și fiica victimei au ajuns pe drumuri după accidentul nefericit? Răspunsul îl aflați din această ediție. Valentina Platon, fiica bărbatului decedat în accident, va intra acum în platoul nostru pentru a ne povesti despre drama familiei lor. Să o încurajăm! Bună seara, Valentina! Bună seara! Să iei loc. Te rog să ne spui tu cum ai aflat despre tragedia care s-a întâmplat cu tatăl tău. M-am aflat de la sora, m-a sunat sora și mi-a spus că tata a decedat. Zi-mi, te rog, cum s-a întâmplat acest accident? Ce ai reușit să afli? Ce mi-a spus sora mea, că prima care l-a călcat și după aia a venit încă unul și l-a călcat. Dar ce făcea tatăl tău acolo? Vinea de la lucru, de la serviciu. Așa? Și încotro se îndrepta el? Se îndrepta spre casă. Să-l ajute pe cumnatul la reparație la casă. Așa, deci el a fost chemat de cumnatul tău. Da. Dar zi-mi, te rog, din câte știu, s-a întâmplat seara, târziu. Da, seara, târziu, când vinea tata de la lucru. Colegii mei au pregătit un material despre tatăl tău. Hai să-l vedem împreună, atenție. Timp de 4 decenii, Fyodor Platon locuia împreună cu soția sa și fiica lui în satul Sadaclia din raionul Basarabeasca. Nu mă simt bine, că nu e un părinte lângă mine. Bărbatul de 63 de ani muncea cu ziua pentru a-și putea întreține familia. Eu l-am adus mai mult în coaș, că el făcea o căpic și îmi susținea că pe mama, pe sora, medicamente. Din cauza lipsei unui loc de muncă stabil, bărbatul a decis să se mute la fiica sa mai mare, în satul Cismea. El s-a angajat la un parc de distracții din Orhei ca măturător, unde a muncit mai bine de un an. El avea planuri pe viitor, el are deschis și 2 credituri, că el dorea să-și iei motocicletă. Fyodor își făcea planuri de viitor. El visa să se mute împreună cu soția sa și fiica mai mică în satul Cismea, ca să-i fie întreaga familie alături. Fiicele bărbatului spun că până în ziua de azi nu pot să creadă că tatăl lor nu le mai este alături. Ele spun că aveau un părinte iubitor, înțelegător și le era un sprijin pe care se puteau baza oricând. A fost foarte veselă. Mă iubea, mă stima foarte, mă înțelegea pe mine. Cum s-a petrecut teribilul accident și de ce alte acțiuni îi învinuiesc pe șoferii implicați rudele victimei? Aflați în câteva momente. Încă o dată am înțeles cât e imprevizibilă viața și cât e de important să savorăm și să apreciem fiecare clipă trăită, pentru că niciodată nu știi când poate fi ultima. Chiar îmi pare foarte rău pentru tine că ți-ai pierdut tatăl într-un moment când el poate să te susțină. Și cel mai important, poate să susțină moral atunci când ai nevoie de acest lucru. Chiar îmi pare foarte rău. În această seară discutăm despre drama familiei Platon. Acum mai bine de un an, Fyodor Platon, de 63 de ani, a murit într-un accident în apropiere de satul Cismea.
Mai devreme, una dintre fiicele lui ne-a povestit că bărbatul se întorcea de la muncă cu microbuzul din care a coborât pe traseu. În timp ce traversa strada, el a fost lovit de o mașină. Proiectat pe contrasens, bărbatul a fost călcat de roțile unui alt microbuz. Apropiații bărbatului se plâng că nici până astăzi șoferii vinovați de moartea lui nu au fost trași la răspundere. Natalia Panco, fiica mai mare a bărbatului, a fost prima care a aflat despre moartea tatălui său. Ea a venit în platoul nostru să ne povestească mai multe detalii din acea seară nefericită. S-o susținem. Natalia, bună seara. Din câte știu, tu ai fost prima care ai aflat despre tragedie. Da. Spune-mi, te rog, unde te aflai în acel moment? Cine te-a anunțat? Ce ai făcut nu, mai departe? Nu m-a anunțat nimeni. Noi avem grijă de o mătușă a sorii mai mare, a lui socrii. Și în momentul dat, noi reparam acolo. Soțul făcea reparații. La orele 6 seara, noi știm că tata de la lucru vine acolo, cu soțul lucrează până la orele 10 și mai stau acolo. Trecând de ora 6, zic, sun să văd unde-i tata, adică s-a pornit de la lucru sau nu. Sunând, nimeni nu răspunde. Luând telefonul soțul, tot, sunând de pe numărul lui, tot. Niciun răspuns. Și așa ceva nu se întâmpla de obicei? Nu, nu. Oricum, când sunam, el pe moment ridica receptorul și îmi spunea că ia căcuș ajung, sau la rutieră. Nu a fost cazuri că să nu răspundă la telefon. Sunând acasă, în deal, la soțul unde era mama, și-o rog pe ea, zic, sună, poate s-a întâmplat ceva sau... Poate mie nu vrea să-mi răspundă. Mama tot îmi spune că el, sunând de vreo 5-6 ori, tot nu răspunde. Soțul spune, hai să luăm mașina și plecăm spre gara, la Orhei. Poate a scăpat rutieră, poate ceva s-a întâmplat, poate cazul ăsta. Și la momentul dat, pe traseul central, cum noi ne-am coborât în vale, se vedeau mașini acolo, că erau staționate. Soțul spunând că hai să vedem ce s-a întâmplat, apoi să ne întoarcem prin sat și ne ducem drept în oraș. Ne-am pornit încolo, văzând tata... Era noapte, Natalia? Da, era întuneric, dar... Eu, dacă eram înainte, l-am cunoscut, doar pe haine. Ce ai văzut în acel moment? L-am văzut întins pe traseu. Era încă pe traseu, da. N-au reușit să-l da, poliția ne-a oprit, eu am coborât, soțul a coborât, a întrebat ce s-a întâmplat, cine e persoana dată care l-a strivit, l-a lovit-o. S-a început întrebări, dar cine sunteți pentru el, toate... Tot deja când l-ai văzut, era clar că el nu mai este în viață. Nu mi-a dat voie să mă apropii de el. Eu l-am văzut, cum am coborât din mașină și mi s-au început întrebările. Cine e persoana? Din ce an? Cum îl cheamă? Că el nu avea acte la el, numai telefonul. Și spunând deja tot la poliție, a venit și ambulanță. Atunci deja m-a luat și mi-a făcut o injecție. Soțul a plecat după buletin acasă, că să le spună că cine persoana dată pentru noi. Și până venise el de vale, deja cadavrul era luat. Noi ne-am plasat acasă, pe urmă ne-am spus că noi ne... Ce ai auzit? Ce ai văzut? Ce ți-au spus polițiștii? Când ai înțeles ce s-a întâmplat, de fapt? Când m-ai chemat la poliție. Abia acolo? Da, nu ne-au spus în dată ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Deci și la poliție ți s-a explicat totul? Da, din dosarul, da, din ordonanță eu am aflat cum s-a produs accidentul și a fost. Dar zi-mi, te rog, după tot ce s-a întâmplat, șoferii, că erau doi, da, au încercat să vă contacteze, să... A doua zi, a doua persoană care l-a călcat, a găsit numărul soțului, el l-a contactat, s-a cerut scuze că, și-a spus că el nu e vinovat. Persoana dată deja era decedată. Eu nu știu de unde el are informația dată. Și s-a spus că să ne întâlnim în oraș, adică măcar 1000 de lei să dăie pentru să creu că timp de 2 săptămâni eu am îngropat 2 morturi din aceeași ogradă. A decedat socru,
Și 10 zile s-a întâmplat cu tata accidentul. Și dacă sincer să vă spun, eu nu avem niciun leu să-l scot din morgă. Și după aceea mai mult nu mai sunat. Deci a vorbit, s-a da. Oferit cu acest ajutor da, și după oferit, s-a oferit, adică să se întâlnească cu soțul, să dea acolo, măcar de un secriu, și asta e tot, că eu nu putem să-i spun. Dar așa și nu am mai... Să dea cheltuielile, pentru că... Și a dispărut? Ați încercat după asta să-l mai contactați? Mai mult noi n-am contactat. La închetător, când am vorbit, spus că noi să ne întâlnim și să facem o înțelegere, dar nu a fost. Dar spune-mi, te rog, este adevărat că la primul șofer care l-a lovit pe tatăl tău, ați fost acasă la el? Ați încercat da, să-l căutați? Da, noi am fost la casă la el, am aflat adresa tot la poliție. Și am vrut să discutăm, să întrebăm cum s-a întâmplat accidentul, cum a ieșit, cum el l-a pălit, dar a ieșit sora lui mai mare și a spus că ați vorbit la poliție, ați vorbit cu avocatul lui, el așa cu voi n-a să vorbească. Și de atunci noi n-am mai fost la dânsii, noi mai mult la poliție ne-am dus, ne-am adresat, ne-am zis că vedem ce facem cu cazul dat. Și asta-i. Dar zi-mi, te rog, ce ați reușit, zici că ai văzut dosarul. Din dosar, poți să-mi povestești mai detaliat cum s-a întâmplat totul? Din dosar și aici am citit, primul și al doilea mereu cu 50 la oră. Deci tatăl tău a coborât din microbuz. Da, venind acasă. Așa, acolo era o zebră, ce era acolo? Nu, la noi acolo trece de pietoni noi. Nu este. El a încercat să traverseze strada da. Și a fost lovit de o mașină. Da. După care el este aruncat pe banda... De mijloc. Așa. Câte minute a zăcut acolo? 3 minute. Pe urmă deci, Dita, mai 3 minute. E foarte mult timp. Dacă da. Stăm să numărăm de 3 ore, a câte 60? Cu pauze. E mult. Dar spune-mi, te rog, ce a făcut primul șofer? După câte am văzut din video, el a frânat brusc acolo. Dar... A frânat brusc. El a ieșit să-l ajute pe tatăl tău în 3 minute? Dar nu s-a ajutat acolo. Să vede că nu e ajutor. Pentru că el să-l ajutat, el suna la ambulanță. Mai întâi să vină ambulanța, pe mai întâi să scoți omul de pe carosabil, nu? Sigur. Sau să vezi, nu era nimic. Nu răsuflă. Nimic? Absolut nimic. Păi el a ieșit măcar din mașină? El a ieșit, el era asupra la cadavru. Așa? Și cum peste tatăl tău a trecut în 3 minute o altă mașină? Sigur că două persoane tot merge cu viteză. El s-a avut 50 la oră, el era să stopeze. Ăsta este dubiul tău, da? Pentru da. Că tu le-ai zis colegilor mei că cel puțin voi credeți că șoferii mint despre eu cred așa. Mai multe detalii din acest accident. Cred că ceva. Dar ce era scris în dosar? Că ei mergeau regulamentar cu da, viteză regulamentară? Da, ei mergeau regulamentar cu 50 la oră. 50 la oră să mergi și să ucizi un om așa mortal, imposibil. Frânarea de 19 metri jumătate la 50 la oră. Ce spun șoferii implicați în accident despre tragedie aflați în scurt timp? Iar acum, să vedem cum s-a petrecut nenorocirea care a fost surprinsă de camerele de supraveghere a unei case de locuit din apropiere. Atenție! Pentru a ajunge de la muncă acasă, Fiodor obișnuia să ia microbusul de la autogara din Orhei. În acea seară, bărbatul ar fi coborât din transport în jurul orei 19:30, pe marginea șoselei. Eu mă gândesc așa, dacă el traversa strada din partea cealaltă, el a venit cu altă rutieră, cu cruzeniu. Uh-huh. El la asta la 6:05 nu a reușit, s-a urcat la asta la 6:15 și care pleacă mai departe de Chișinău. Uh-huh. Și s-a oprit mai încolo. Și ca să vină înapoi, traversează strada. Din imaginele surprinse de camerele de supraveghere se observă că la 19:32 de minute, un automobil îl lovește și îl aruncă la câțiva metri pe cealaltă bandă a șoselei. Tata traversa strada din partea cealaltă. Prima mașină vine despre Brăviceni, Orhei, l-a tamponat, l-a aruncat pe a doua bandă.
În același video se vede cum, la un interval de doar 3 minute, un alt șofer al unui microbus de rută trece direct peste bărbatul care zace pe asfalt. Și a doilea șofer care vine despre Chișinău, spre Criva, spre Bălți, cu pasageri, nu l-a observat. El credea că este o persoană care oprea rutiera și l-a călcat-o, adică a mers pește cadavru. Fiicele victimei spun că dacă primul șofer ar fi acționat corespunzător în această situație, poate că tatăl lor era și astăzi în viață. Eu cred așa, dacă prima persoană l-a lovit și el spune că merge cu 50 la oră, n-aș crede că el să fie mort. Chiar din ceea ce văd eu, pot să concluzionez că cel care a comis accidentul poartă, din opinia mea, poartă vină. Nicio lege, ori în regulile de circulație rutiere, nu există că trebuie să lești victima în locul unde a fost accidentul. Da, unități de transport se lasă în locul unde a fost accidentul. Dar, conform cerințelor, noi trebuie să acordăm primul ajutor și să evacuăm victima din locul unde a fost, în locul de pericol. Nu, asta nu înseamnă că dacă a fost lovit în mijlocul drumului, trebuie să-l lăsăm acolo până a venit poliția. Cecul mașinile, 1. 2. Vedem că s-a oprit, automobilul s-a oprit, a dat semnalele de avertizare. Timp este destul ca să acordi primul ajutor, să instaleze, ori să blocheze drumul, să iasă chiar în față, dacă nu ai semnele respective care, conform legislației, trebuie să le ai în automobil, trebuie să ieși în față, să arăți cu mâna, ori în alte metode sunt de a atenționa pe cei care vin, dacă n-ai dovedit să evacuezi persoana. Vedeți că în asemenea cazuri, când are un accident rutier, șoferii care sunt implicați și sunt vinovăți, ei tot timpul denaturează, zic că nu spun adevărul curat, ei se asigură ca să spună că au o viteză mai mică decât cea reală. Și precis că ei n-au avut viteza de 50 km pe oră, asta este mai mult ca precis. În seară se calculează după o formulă specială pe care anchetatorii o știu, așa, specialiștii o știu, fiindcă spațiul de frânare depinde în genere de masa automobilului și viteza de deplasare. A pomenit mai devreme, Natalia, de unde ai luat că urmele de frână aveau 19 metri? Schița când au făcut-o colaboratorii de poliție. Deci e din dosar. Da, e din dosar. 19 metri avea urma de frână? Da, 19 metri jumătate. Despre ce vorbește asta, domnule Andrei? Eu spun 19 metri jumătate. Spațiul de frânare, dacă asfaltul, adică carosabil, este asfalt sau beton și este uscat absolut, la o viteză de 40 km, spațiul de frânare trebuie să fie cel mult 12 metri. Dar dacă carosabilul a fost umed sau zăpadă, cel mai periculos când e zăpadă sau zăpadă topită. Zăpadă nu era, nu? Atunci n-a fost. În noiembrie zăpadă n-a fost. Dar a ploase înainte, Natalia, cum îți aduce aminte? Nu, ziua era... Era asfaltul uscat? Da. Uscat. Nu, nu erau condiții meteo dificile. Înseamnă că viteza a fost mai mare decât cea spusă de către, declarată de către șoferi. Natalia, tu le-ai spus mai devreme colegilor mei că mai există, să zic, un detaliu sau o expertiză cu care tu nu ai fi de acord. Și ar fi vorba de alcool găsit în sângele tatălui tău. Da, cu expertiză. Câte promile au fost? 3,75. 3,75? 3,75, da. Promile? Da. Eu nu sunt expert, dar e o alcoolemie foarte mare, profundă, da. Dar vreau să știu, tu nu crezi că tatăl tău... Nu, pentru că el avea probleme cu sănătatea. El în ultimele 2 luni de zile alcool deloc nu consuma. De ce? Probleme cu sănătatea. El lua un tratament? Da. Și tu nu crezi că el putea să se... Și el unde lucra acolo cu alcool nu se permite. Procentul e foarte mare. Procentul de alcoolemie foarte mare, dacă e 3,75. Chiar dacă, să admitem cazul, chiar dacă persoana ar fi avut ceva alcool, totuși minimul numește alte momente aici din accidentul acesta, rutier, înțelegeți?
orice conducător de vehicul care se deplasează, dacă vede înainte un obstacol oricare, el este obligat să-l ocolească și dacă nu reușește, trebuie să mișoreze viteza sau să oprească. Deci al doilea vehicul a trecut peste victimă. De ce? Iată, asta e, se pune, asta e o întrebare. A doua întrebare e faptul că șoferul care a lovit prima dată pietonul, trebuia, cel puțin dacă nu are avertizor de avariere, se permite să pună pe banda respectivă unde stă victima orice obiect, o căldare, ceva din autobusul celor de-a lui sau o haină, ceva, dar la o distanță mai mare de victimă. El trebuia să o facă asta, fiindcă asta asigură locul accidentului, asigură persoana traumatizată. În ce privește ca să mute persoana, să-i mute locul de acolo, este periculos, conform regulamentului și conform... Pentru că el poate fi traumatizat. La unele fracturi de coloană, de exemplu, nu ai voie să miști victima. Și în timpul acesta el este mișcat în alt loc, se poate agrava situația, poate să-l traumeze și mai grav. Așa? Și ca atare, accidentatul nu se mișcă din locul unde a fost accidentat. Dar zona se securizează. Da, zona se securizează, vă zic că banda opusă în cazul acesta, el a fost aruncat banda opusă. Cu atât mai mult trebuia numai decât de instalat niște obiecte, să ori trebuie semnalizare de avariere sau niște obiecte oarecare pentru a preîntâmpina alți participanți în trafic. Iar alte automobile care în sens opus să nu comit iarăși a doua lovitură. Să redirecționeze traficul ca să ocolească victima. Eu am înțeles că după tragedia care s-a întâmplat cu tatăl vostru, tu și mama ați rămas fără acoperiș deasupra capului? Da. Cum s-a întâmplat? Era nevoit să vindem casă pentru mormântările la tata. Și acum trăim la sormea. Unde stă mama voastră, Natalia, acum? Tot la mine. Dar în momentul dat e plecată la Rudi, la Bintiar. Chiar a trebuit să vindeți casa sau s-a mai întâmplat ceva? Eu înțeleg. Doar pentru mormântări să vindeți casa în care să-l ați locuit? El mai avea pe... Tata mai avea încă două credite deschise pe el. El dorea să iei motocicletă, adică să deplaseze la lucru acasă, adică să nu vină cu rutieră. Plus la asta mai avea... Și acum aceste credite au căzut pe... Da. Pe umerii voștri. Ne s-a sunat de la bancă și m-a întrebat cine rămâne, cine mizinul căsă-i. Și ala trebuie să achită datoriile tatălui, care au fost deschise. Dar ați fost la... Nu v-ați adresat la primărie? Poate să vă acord un ajutor social? Mă rog, satul este în raionul Urhei, așa? Da. În raionul Urhei... Bine, casa în care locuiați era în alt raion, era în Basarabeasca. Da, în Basarabeasca, să dă cleie. Și acolo n-ați încercat să cereți ajutor autorităților? Nu, noi am încercat să deschid ajutor social aici la noi. Adică pe mine, da. Că am trei copii, așteptă patele, locuință, adică nu avem, trăiesc la soțul. Mi s-a spus că, adică soțul lucrează legal, nu e posibil ajutorul ăsta social ca să-l... Cât e de tragic. Câte lovituri deodată. Nu de ajuns că pierzi o persoană dragă, că pierzi, practic, întreținătorul familiei. Mai mult ca atât ajungi ca să vinzi și acoperișul, ca să poți să te achiți cu banca, adică e așa, dureros. Încă o dată îți dai seama cât de mult poate să doară neglijența, neatenția unor persoane. Că de tragic poate să răsfrângă asupra altora. Ce s-a întâmplat? Cum a reacționat poliția? Cum au reacționat șoferii? Martorii ne-au zis că automobilul mergea până la 100 de kilometri pe oră. Celui educație au asemenea șoferi să fie indiferenți față de faptul că s-a comis un accident rutier. Eu nu știu ce aș face. Doamne ferește să-mi meresc în așa situație, în așa caz. Am solicitat și mi-a fost refuzat. E foarte suspect acest lucru. Da, e foarte suspect.
mai bine de un an, Natalia Panco din Cișmea, raionul Orhei, bate cărările procuraturii ca să-i se facă dreptate pentru moartea tatălui său. Ce mi-a spus sormea că prima care l-a călcat și după aia a venit încă unul și l-a călcat. Într-o seară de noiembrie, tatăl femeii se întorcea de la muncă din Orhei cu microbusul. Bărbatul a coborât din transport pe șosea, în apropiere de satul Cișmea, și a încercat să traverseze strada când a fost lovit de o mașină. Trecând de ora 6, zic, sun să văd unde e tata. Sunând, nimeni nu răspunde. Soțul spune, hai să luăm mașina și plecăm spre gara la Orhei. Poate a scăpat rutieră, poate ceva s-a întâmplat. Și la momentul dat, pe traseul central, cum noi ne-am coborât în vale, se vedeau mașini acolo, că erau staționate. Ne-am pornit încolo, văzând tata. Lovit de mașină, corpul bărbatului a fost aruncat pe banda de contrasens. La doar câteva minute de la prima lovitură, bărbatul a ajuns sub roțile unui alt automobil. De această dată a fost un microbus de rută. 50 la oră să mergi și să ucizi un om așa mortal, imposibil. Frânarea de 19 metri jumătate la 50 la oră. Și precis că ei n-au viteza de 50 km pe oră, asta este mai mult ca precis. De atunci, rudele bărbatului decedat luptă ca cei vinovați de moartea lui să fie trași la răspundere. Ei se plâng pe oamenii legii care, după părerea lor, nu se grăbesc să rezolve cazul. A doua zi, a doua persoană care l-a călcat, el l-a contactat, s-a cerut scuze că și-a spus că el nu e vinovat. Și s-a spus că a să ne întâlnim în oraș, adică măcar 1000 de lei să dăie pentru să creu. Și după aceea mai mult nu mai sunat. Era nevoit să vindem casă pentru mormântările la tata. În această seară discutăm despre drama prin care trec două surori din Orhei care acum mai bine de un an și-au înmormântat tatăl. Bărbatul de 63 de ani a murit într-un accident pe traseul Chișinău-Soroca, în apropiere de satul Cișmea, raionul Orhei. Fedor Platon traversa strada când a fost lovit de o mașină. Din cauza impactului, acesta a ajuns pe banda opusă, unde, la câteva minute, un alt automobil a trecut peste el. De atunci, rudele bărbatului luptă pentru ca vinovații să fie trași la răspundere. Mai devreme le-am auzit pe fiicele victimei, care spun că șoferii implicați în accident au mințit despre viteză pe care o aveau. Ce spun aceștia în apărarea lor, vom auzi în câteva momente. Dar acum o invit în platou pe avocata familiei Platon, Tamara Plămădeală, care consideră că oamenii legii nu au investigat cum se cuvine cazul. Suntem bine. Tamara, bună seara, bine ați venit. Seara. Rog să luați loc. Tamara, spuneți-ne, vă rog, există dovezi clare și directe care ar demonstra vinovăția celor doi șoferi? Deci, eu am preluat cazul, de fapt, în faza de a contesta, prima oară când a fost clasată cauza penală, și am făcut plângeri la Procuratura Generală, direct, la Procurorul Ierarhic Superior, și respectiv am obținut acea ordonanță de... Și a fost clasată prima ordonanță care a fost clasată cauză penală. Și dar am de ce cauză a fost clasat dosarul? Da, vă zic. Am prezentat că nu au fost audiate doi martori care Natalia i-a găsit, care lucrau la o stație PECO, acolo, care acești oameni, de fapt, au văzut care a fost situația. Ce au povestit acești oameni? Și noi am avut... înregistrările video, la fel, care nu au fost prezentate... Pe care le-am văzut? Pe care le-ați văzut, da, și nu au fost prezentate anchetatorului pentru ca să vadă imaginile. Respectiv, martorii au fost audiați, din când îi cunosc, din ordonanța prin care am făcut cunoștință. Martorii ne-au zis că automobilul mergea până la 100 de km pe oră. Avea o viteză foarte mare. Deci mult mai mare decât cea declarată. Mult mai mare decât cea care a fost declarată. Am rămas uimită când am văzut în ordonanță că martorul a comunicat organului de urmărire penală că, de fapt, viteza era de 50%. Deci exact ceea ce a fost în prima ordonanță, declarațiile enunțate de către procuror.
Și asta ne-a părut cumva dubii de ce anume martorul care i-a comunicat Natalie că avea o viteză până la 100 de km pe oră, până la urmă fiind audiat ca martor, a comunicat că de fapt era cu viteză 50%. Ulterior am solicitat să fie numită o expertiză tehnică la acest video pentru ca să constatăm că sunt aparate, sunt experți care pot face acest lucru, să putem constata viteza automobilului. Avea 50 sau nu avea 50? Vorbesc de primul automobil care l-a lovit vorbim sau de primul, cel de-al doilea care vorbim de primul automobil, pentru că primul se face mult mai vinovat. Tamara, dar și ne-a refuzat. Ce statut au șoferii implicați? Au avut calitatea de bănuit și respectiv cauza penală a fost clasată din faptul că nu există infracțiune și în motivare se spune că ei nu au avut posibilitatea tehnică de a frâna. Pe cât vedem și din video, nu este ceață, nu este ploaie, este vizibil. Sunt farurile altor mașini care, evident, nu a fost niciun obstacol ca să frâneze, chiar dacă mergea, așa cum menționează, cu 50%. Iată acest moment. Este vorba de o depășire sau de ce a fi? Primul automobil, din câte observăm, frânează. Dar din spatele lui vine o altă mașină și practic intră, acolo sunt mai mulți oameni, nu? Se vede că primul automobil face semn de avariere, sunt cetățeni în mijlocul... Se vede că sunt niște șoferi care s-au oprit și ei. Este o depășire la o viteză aici, dacă în primul caz cam e greu de constatat că este 50, ori mai puțin, ori mai mult, dar în a doilea caz se vede clar că viteza era mărită. Și eu cred că dumneavoastră acum, doamna avocată, nu trebuie să vă bazați numai pe o expertiză, dar trebuie să cercetăm în complex. În primul rând, am auzit că alcoolemia, ceva suspecții, conform legislației în vigoare, toate probele luate de sânge, ele trebuie să păstrează până nu este elucidat cazul. Dumneavoastră sunteți în drept să numiți o expertiză repetată și chiar cu stabilire. Îi aparține acest sânge victimii ori nu? Au fost cazuri când se schimba și sângele. În a doua, trebuie o expertiză complexă. De văzut, în cazul respectiv poate noi fi stabilit. Am solicitat și mi-a fost refuzat. E foarte... Foarte suspect acest lucru. Da, e foarte suspect. Este ordonanța prin care se refuză cererea avocatului, prin care numai o expertiză complexă, gistologic, pot fi demonstrat cu lux de amănunte în urma căror leziuni corporale a decedat. Și dacă persoana, când a fost lovită a doua oară, deja era, nu era în viață. Lucrul ăsta se demonstrează științific. Chiar dacă ulterior așa eram foarte... Erau foarte complicați să mă expun, dar din imaginile respective, procuratorul chiar trebuie să poarte ochelari de ăștia care să nu vadă nimic. Dar spuneți-ne, vă rog, de către cine au fost găsite aceste imagini, Natalia? Ne-a sunat o cunoscută care îl cunoaște pe soțul și ne s-a spus că noi avem un... Deci, ca să fie clar, nu poliția, investigând cazul, a adunat aceste imagini de pe camerele de supraveghere. Deci, eu, când am preluat... La asta vă refereați probabil atunci când le-ați spus colegilor mei că nu s-a investigat bine cazul. Exact. Când am luat cazul, Natalie, vă zic, era ordonanța de clasare deja a cazului și noi în plângere am scris toate momentele pe care nu suntem de acord. Una la mână este pentru de ce martorii din rutieră nu au fost atrași în calitate de martor pentru a ne spune viteza. Pentru că se cunoaște când mergi cu 50. Ceea ce ar fi trebuit să facă ceea ce trebuia să facă polițistul. La fel, anchetatorul. La fel, uitați-vă, sunt oameni, erau angajații, lucrătorii stației PECOL. Deci era alături, nici 100 de metri, da? Mai mult ca atât. Aici vedeți al doilea automobil care a trecut peste victime. El a văzut clar că aici e accident, că ieri și este o persoană traumatizată. Deci nu a priceput care situație.
atât mai este mult evident. Aici mai sunt și alte persoane care împrejurul acestei victime. El a văzut clar că e accident și asta e obligațiunea lui, conform legislației în vigoare, să se oprească și să acorde ajutor medical. Haideți acum să vedem ce ne-a spus un martor al acestui accident nefericit. Atenție! Primul jos să-l luam, vă, schilera de mâine, sosea pe trasă, înțelegi, eu vinem. Primul, eu nu eram, el era de mâncălcat, înțelegi? Eu vinem de la lucru. Era de mâncălcat. Și dumneavoastră când v-ați oprit, el de-mi era mort? Da, da, el, de trasă, dar cum? Nu, e de era cu pasajer, și ne-o criva. Merge cu viteză? Nu, 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 viteză nu are. Era tuman, spluma, știi? Mhm. Plouă, nu se vede nici, nici nu se vede. Era pagoda Chirova, de acă de și. Eu mi-au dat neformal, știi, oglinda și ne-au dat. Dar dumneavoastră, cum credeți, care este vinovat? Primul șofer? Primul, clar, nu că primul, dacă așa l-a omorât. Și aici apare o întrebare. Natalia, ai zis că în acea seară era uscat. Acum acest martor vorbește despre altceva, că era timpul prost. Hai să traduc ceea ce... Nu era timpul prost, nu era, traseul nu era umed. A zis că plouase. Nu plouase. Doamna avocată... Doar să vede și în video pe traseu. Făcut interpelare la meteo, slujba meteo, ca să, la serviciu meteo, ca să vă spună... În raportul de expertiză tehnică, da. Ce fel de timp era? În raportul de expertiză tehnică s-a spus problema că anume faza lungă, farul din stânga a șofer, primului șofer, deci era deteriorat și aceasta a fost cauza că probabil că nu a avut posibilitatea tehnică de a vedea persoana în fața mașinii. De acum el e vinovat, de acum e vinovat. Condițiile tehnice de exploatare. Dar timpul cum era? Dar timpul nu scrie nimic despre condițiile. Traseul era uscat. Din când mi-aduc aminte, se menționează că traseul era uscat. Uh-huh. Deci credeți că acest martor pe care l-am menționat... Nu vedem pe video, nici nu plouă. Da, el spune video că plouă. Atât de clar, de la o distanță, de la o casă, da? Acolo nu e la 5 metri. Dacă camera video, e clar că nu ploua. Altfel nu se vedea atât de bine șoseaua. Dar nici nu se vedea dacă carosabilul era ud, putea să plouă înainte și... Pentru noi este foarte important să... Vă adresați la instituția respectivă și o să vă dea date concrete ce a fost... E clar, dar pentru noi e important să stabilim viteza. Deci e important să stabilim viteza, evident. Cel mai important pentru anume și succesorul victimei este să stabilim viteza. Pe acest video am solicitat încă o expertiză tehnică la Ministerul de Interne pentru a stabili că sunt specialiști, sunt experți care fiecare secundă de viteză pot stabili cu ce viteză a mers automobilul. Și cu părere de rău ne-a fost refuzat acest lucru. Deci vedem ce va fi cu... Cine v-a refuzat? Procurorul. În această seară discutăm despre un caz tragic care s-a petrecut acum mai bine de un an în raionul Orhei. Fedor Platon, de 63 de ani, a murit într-un accident cumplit. El a fost lovit de o mașină în timp ce traversa strada în apropierea satului Cișmea. După impact, bărbatul a fost aruncat pe contrasens, unde peste câteva minute a fost călcat de o altă mașină. Apropiații lui se plâng că nici astăzi nu au mai ajuns să vadă pe cineva pedepsit pentru moartea bărbatului. A venit momentul să auzim cealaltă parte a acestei istorii. Echipa noastră a încercat să contacteze primul șofer care l-a lovit cu mașina pe Fyodor Platon, însă nu am reușit să dăm de el. Totuși, colegii mei au găsit o cunoștință de-a șoferului, care ne-a spus că a avut o discuție cu el la scurt timp după tragedie. Iată ce ne-a povestit această persoană. Eu, întâmplător, am intrat la un material de construcție, să procur ceva și l-am văzut, l-am cunoscut de Meloi. Iar l-am întrebat, îmi trebuiește o mașină că să duc materiale de construcție până la destinație, îmi trebuiește mie. El îmi spune că eu deja nu mai activez pe mașină, din ce cauză? Din cauza accidentului, el a spus, da, din cauza accidentului, m-au... Când nu l-a văzut, a fost târziu, atunci era noapte, nu a dovedit să frâneze. După spusele lui din dosar, el a spus că mergea la pas normal. El a spus că mai sus de 50 nu avea acolo, că nu avea nici dreptul, să meargă mai repede. Că el nu lucra oficial nicăieri, adică a luat automobilul dat, să ducă cuiva acolo niște materiale de construcție, era unul care ieșit după care se întorcea și a lovit persoana. Da, s-a luat tot la un prieten de lui, care prietenul lui avem prieteni comuni.
și a spus că nu sunt tot basma curată. Situația se clarifică. Vezi că, într-adevăr, aici se spune că el nu a văzut. Dacă la dânsul fara, din farul din dreapta, nu funcționa. De obicei, se interzice circulația automobilului dacă nu funcționează farul, anume farul din dreapta. Anume farul din dreapta? De ce, domnule? Da, fiindcă farul din dreapta luminează partea carosabilului, anume mai spre dreapta, mai spre dreapta, cea din stânga, zic, deci marginea drumului, cum ar veni. Cuprinde, da, și carosabilul și o parte din acostament. Exploatarea se permite cu o singură fară, dar șoferul trebuie să o oprească, adică trebuie să asigure anume lumina din dreapta, a ferii din dreapta. El trebuia să ia lampa, zicem, dacă nu funcționa fara din stânga, atunci trebuia numai decât să o repare pe cea din dreapta, să pui acolo lampă, să aibă lumină din dreapta. Dacă nu se efectuează această operație și nu funcționează fara din dreapta, în condițiile de vizibilitate reduse, că era oară de 7, da? 19. Era noapte. Asta de acum e conducere în condiții de vizibilitate reduce. Atunci se interzice exploatarea acestui automobil. Se interzice. Colegii mei l-au găsit și pe cel de-al doilea șofer care a trecut cu roțile mașinii peste bărbatul care zăcea pe asfalt. Să auzim de la el cum s-ar fi întâmplat totul. Atenție! Știți cum s-a întâmplat? Înainte era o mașină de parte și el am foarte mult. Strasa, dacă v-ați ținut aminte, era udă. Și eu nu m-am așteptat că el să fie jos. Eu, crainte slucie, m-am gândit că poți fi cum picioare omul. Să-ți atenție la chestia ta. Și când am văzut, m-am frânat, dar mi-era târziu. Am dat să mă feresc, dar n-am mai putut. Nu era în vers. Da, el era bicedat, că eu când l-am trecut, l-am văzut înainte mie și era o baltă foarte mare de sărăș. Lumea care a fost acolo, când m-a oprit, mi-a spus că el era bicedat. Eu nu ești avut iertare, măcar că m-am să putem vinovat, că ești normal. Deplasându-mă la emisiunea de astăzi, vreo 3 pietoni au trecut neregulamentar strada. Asta nu înseamnă că eu trebuia să merg cu mașina peste ei. Eu sunt conducător auto, sunt conducător a unui automobil care prezintă pericol pentru cei din jur. Și în primul rând, de la mine, regulile de circulație îmi cere că eu trebuie să fiu atent, să prevăd toate posibilitățile care pot apărea în trafic. Și chiar dacă se întâmplă ceva, eu trebuie să procedez în așa mod ca să evit orice agravare a situației respective. Din ceea ce vedem noi, este o habarnare totală din partea organelor de drept. Organele de drept nu trebuie să caute să pedepsească pe cineva. Ei trebuie să stabilească adevărul pe caz. Și atunci când se stabilește adevărul, chiar rudele victimilor, când află că este adevărul, că s-a lucrat bine, atunci și ei devin o leacă mai liniștiți că au avut dreptate pe acest caz. Noi am întrebat procurorii de ce până în prezent nu există o decizie în acest caz. Să auzim ce răspuns am primit. Solicitarea înaintată de dumneavoastră a fost expediată către Procuratura Orhei. Acolo tot mi-a spus că nu au primit. Păi nu au primit-o, când o să ajungă corespondența, atunci o să primească. Noastră, ce considerați că în o zi, două, se transmit așa solicitările și se dau răspunsuri? Ați înregistrat-o oficial, respectiv așteptați procedurile atunci. Eu, în personal, sunt de acord cu faptul că trebuie de reluat dosarul și de examinat iarăși, pentru că el a fost clasat așa cum se face la noi, în Moldova. Așa? Se vede aici o neglijență totală. Un șofer, când conduce un automobil, nu trebuie să uite că asta e o sursă de pericol sporit pentru viața omului. Iată, din cazul acesta, eu nu văd automobile care trec pe alături să se oprească imediat și să vină în ajutor. Asta ce fel de educație, ce fel de educație au asemenea șoferi? Să fie indiferenți față de faptul că s-a comis un accident rutier, lipsesc automobilele de intervenție asupra cazului și în lipsa lor ei sunt obligați absolut să oprească și să acorde ajutorul necesar. În societatea noastră
asemenea educație nu trebuie să fie. Este o indiferență. O indiferență pe care trebuie să o aibă fiecare în vedere. Eu mă mir de faptul că așa dosar a fost clasat și nu a fost examinat. Aici trebuie să iasă la iveală dreptatea. Pe om nu mai întorci. Pe șoferii care sunt vinovați în accident, nu trebuie să ai așa pică și să-i bagi în închisoare ca ei să putrezească acolo în închisoare. Fiindcă aceasta este o... Ei n-au dorit să facă lucrul acesta. Ei n-au făcut-o intenționat. El n-a ridicat toporul să lovească pe cineva, să-l ucidă, înțelegeți? Dar iată neglijența asta, pentru neglijența de care au dat dovadă, pentru nerespectarea regulilor de circulație, ei poartă o vină. Și atunci când dreptatea... Când este totul făcut pe dreptate, hotărât pe dreptate, atunci, într-adevăr, o să aveți și dumneavoastră un confort psihologic. Tot mai des aud că șoferii în societatea noastră foarte mult nu se respectă. Atât între ei, cât din ceea ce vedem costă și vieți omenești. Ar fi foarte important, probabil, fiecare șofer care privește emisiunea de astăzi să înțeleagă că în locul domnului Fiodor Platon poate să fie tatăl, fratele, mama, oricare rudă apropiată, da? Pentru că nimeni nu este discutit de așa ceva. Dacă ne referim la acțiunile sau mai corect inacțiunile sau neacțiunile organelor de drept, e tragic pentru că lumea își pierde încrederea. Privind așa emisiuni și vreau să spun că și din experiența personală, mai bine de 9 ani sunt într-un proces de judecat cu privire la decesul fetiții mele și aici iarăși, lumea își pierde încrederea în organele de drept. Și asta e tragic pentru o societate. Eu sper ca persoanele care se ocupă de acest caz și nu numai să se sesizeze și să ducă la un final corect acest dosar. Mulțumim, Diana. Întotdeauna încerc să mă pun în locul fiecărui om. Spre exemplu, mi se pare că șoferul care a comis, și primul șofer care a comis accidentul, când în start am spus că nu a acționat deloc, mi-ar fi totodată interesant, fiind atâta multă lume în jur, de ce ceilalți n-au reacționat măcar cumva ca să oprească celelalte automobile. Chiar îmi pare rău că așa s-a întâmplat, pentru că eu singură șoferiță și eu nu știu ce aș face. Doamne ferește să ne meresc în așa situație, în așa caz. Nu vreau să spun că nu poartă nicio vină ori în șofer, ori altul, dar oricum, după cum și s-a spus, n-au făcut-o în mod special ca să se întâmple această situație. Vouă nu-mi rămâne decât să vă spun condoleanțe și să fiți tari. Mulțumim, Natalia. La conducerea Inspectoratului General de Poliție și la Ministerul Interne sunt echipe tineri, puternici, profesioniști și eu chiar m-aș adresa dumnealor ca să demonstreze societății întregi. Numai din acest film și noi putem să facem o concluzie pe un caz concret. Ce s-a întâmplat, cum a reacționat poliția, cum au reacționat șoferii și va fi o lecție pe viitor. Și eu chiar mi-aș dori ca în platoul respectiv să vie reprezentanția Procuraturii Generale, Ministerul Interne, să explice nouă cetățenilor, șoferilor, victimilor că cazul a fost examinat, sunt rezultate, dosarul este transmis în judecată și judecata se va expune cine este vinovat și care este nivelul de responsabilitate. Dar dumneavoastră condoleanță și nu vă opriți, mergeți înainte, că dacă o să vă opriți, atunci să știți că dreptatea nu va triumfa. Aici încheiem liniște și pace, vă doresc să aveți pe ce dragi mereu alături.